Continuă cursa caiaciștilor și canoiștilor orșoveni spre doborârea recordului de medalii stabilit la o competiție națională. După cele 20 de titluri naționale cucerite în primele două zile ale naționalilor de juniori, în această dimineață s-au adăugat alte medalii la un palmares și așa impresionant. Și astăzi, ca și în zilele trecute ale campionatului național de viteză pentru juniori, sportivii orșoveni au obținut o salvă de medalii. Totalul general pe acest campionat a ajuns la 51 de medalii, din care 26 de aur, 12 de argint, 12 de bronz. Și în clasamentul general este clar că am obținut locul întâi și foarte departe de a doua clasată. S-au disputat 48 de probe. Sigur că vă puneți întrebarea cum la 48 de probe sau la 59 de medalii. Au fost unele probe unde sportivii orșoveni au obținut locul 1 și 2, având două echipe la probă, și alte probe unde sportivii orșoveni s-au prezentat în motive că nu am avut posibilitatea să acoperim prin sportivi și probele respective. Seria competițiilor de la Bașcov nu se oprește aici, pentru că va urma Cupa României, o acțiune care a adus numeroase satisfacții sportivilor orșoveni. Urmează de mâine de dimineață, deci mâine și poimine, Cupa României, unde de asemenea așteptăm rezultat bun. De altfel vreau să vă spun, Cupa României de la înființarea ei a fost câștigată în permanență, deci an de an, de sportivii de la Orșova. Vom reveni cu rezultatele și de la această competiție. Miercuri 11 august, cu începere de la orele 17:30, se vor disputa jocurile etapei a treia a Cupei României Timișoreana la fotbal. O etapă în care se vor disputa 23 de jocuri, la care participă și o parte din echipele de Liga a doua. CS Termo nu este programat în această etapă, la fel ca și alte câteva echipe calificate pentru acest nivel al Cupei României. Probabil Federația Română de Fotbal va reveni cu o altă programare sau va mai introduce o etapă suplimentară. Până atunci, fotbaliștii pregătiți de Iulică Băbaș vor susține mâine un nou joc de verificare. Vor avea ca adversară echipa de Liga 3 a Mineru Motru într-un joc care se va disputa mâine de la orele 11 pe terenul Gorjenilor. Săptămâna viitoare, Asociația Județeană de Fotbal Mehedinți va organiza a doua ediție a Memorialului Jean Olteanu la fotbal pe teren normal, la care vor participa patru echipe formate din sportivi născuți în 1996 și mai tineri. Competiția se va organiza vineri și sâmbătă, cu începere de la orele 9 pe stadionul Severnav. Începând cu data de 13 a 8-a, se va desfășura pe stadionul Severnav primele meciuri din ediția a doua Memorialului Jean Olteanu la junior născut 1996. Este vorba de primul meci la ora 9, Termo cu AJS Mehedinți, și de la ora 10:30 CSS Drobeta cu DEC. Urmând ca a doua zi de la aceeași oră să se desfășoare finala mică și finala mare. Care este scopul acestei competiții care aduce la start cei mai talentați juniori din Mehedinți? Obiectivul acestei competiții este acela de a descoperi jucători de perspectivă pentru a forma selecționat de care suntem obligați a le pune la dispoziție începând cu noul sezon competițional, deoarece Federația Română de Fotbal organizează un campionat al selecționatelor județene. Noi făcând parte din grupă cu Timișu, Carașu, Aradu, Hunedoara și cu Alba. O competiție binevenită în această pauză competițională, organizată în memoria unuia din cei mai mari șlefuitori de talente din fotbalul mehedințean, Jean Olteanu.